ramené la chance, hein. L'année dernière on a gagné, ils ont gagné, c'est bien. S'ils peuvent passer les poules, c'est encore mieux. Je suis bien ici, je suis avec ma famille, on a une bonne équipe cette année. Bon, ça va aller pour le mieux cette année. You have a message for Petrolul fans? Ouais, bah, qui continuent à soutenir l'équipe comme ils font, comme d'habitude, et voilà. Je leur fais un petit coucou. Honneur d'Amiens, c'est d'or de Petrolul. Un petit peu, ouais, c'est vrai, Petrolul me manque un peu. Ouais. Ouais. It's for you. Și să fim din ce în ce mai încrezători, mai optimiști și poate vom reuși să mergem mai departe de play-off. Și aici mă refer la calificarea în grup. Așa trebuie să evolueze, da? Și ăsta e Adrian Mutu, cam asta. Ar trebui să vedem de la meci la meci la el. Nu e nimic surprinzător în ceea ce mă privește pe mine. Cât de fericiți sunteți? Nu sunt de fericit. Așteptăm să mergem puțin mai departe. Poftim? Mai fericit decât la Arnhem sau e cam același sentiment? Da, nu e ceva similar. Considerați mai bun meciul acesta decât calificarea aceea de la, din Olanda? Sincer să fiu, am avut evoluții mai mari acum decât în Olanda. Dar, da, vom vedea de început. Și șanse să ne calificăm în grupe? Nu zic că avem șanse destul de mari și sunt foarte optimist în ceea ce privește această calificare. Urmează play-off-ul. Mai sunt meciile greu, trebuie să fim așa concentrați, să respectăm adversari și mai important să respectăm munca noastră, că asta înseamnă mai mult. Nu ne interesează. Dacă vrem să stăm în grupul, trebuie să batem oricine în meciul ăsta, dar normal că să fie mai frumos să avem un meci, un echipă mai puternică, unde se demonstră real valoarea noastră. Poate depăși Petrolul rezultatul de anul trecut, și anume calificarea în grupe. Să sperăm, asta e obiectivul nostru, cum am spus. Să sperăm, nu se aștepte la un play-off foarte greu, de tot important, să vedem ce va fi. Dar noi suntem Petrolul. Forță de a continua să câștigăm. Am nevoie, avem nevoie de toate energiile voastre, mentale și de ca să câștigăm la Iași. Așa e!